Turcia este un stat cu o moștenire culturală bogată. Aici au luat naștere civilizații precum Imperiul Bizantin, ori cel Otoman. Datorită poziționării sale strategice pe două continente, Turcia este un amalgam de tradiții vestice și estice, descrise ca o punte între civilizația europeană și cea asiatică. Printre cele mai căutate destinații turistice de români se numără Antalya, care este cel mai important oraș de pe coasta centrală mediteraneană. Împreună cu plajele pietroase și centrul istoric ce păstrează vestigiile civilizației romane și otomane, Antalya este locul potrivit pentru a petrece o vacanță de neuitat. Plajele Kozalti și Lara sunt cunoscute în toată lumea pentru frumusețea lor și pentru apa foarte limpede. O altă destinație preferată de români este Bulgaria. Albena și nisipurile de aur sunt cele mai căutate stațiuni din țara vecină. Situată la 2 km de Balcic, Albena are un stil arhitectonic unitar, majoritatea hotelurilor fiind situate chiar pe plajă, oferind maximă expunere la soare. Stațiunea Nisipurile de Aur își merită pe deplin renumele. Situată în apropierea Parcului Național Golden Sands, panorama stațiunii este magnifică. Pe de o parte, dealurile bogate împădurite, iar pe de cealaltă parte, plajele de aur alb scăldate de apele cristaline ale mării. Stațiunea Nisipurile de Aur este considerată un paradis pentru copii și o oază de relaxare pentru părinți. Grecia reprezintă însă de departe țara care reușește să adune cel mai mare număr de turiști. Fie că vorbim de stațiuni situate pe riviera Olimpului, pe insula Corfu, ori în arhipelagul Cicladelor, la tot pasul se întâlnesc români. Dintre toate destinațiile, probabil cele mai aglomerate stațiuni sunt cele care fac parte din așa numita riviera Olimpului. Fie că este vorba de Paralia Caterinii, Olympic Beach ori Neipori, turiștii se bucură de condiții de cazare bune, plaje cu nisip fin, terase, baruri și taverne cu mâncare delicioasă. Probabil cea mai râvnită destinație de vacanță din Grecia o constituie însă insula Santorini din arhipelagul Cicladelor, formată în urma unei erupții vulcanice. Atracțiile și ofertele pentru turiști sunt multiple. Vizitarea satelor mici tradiționale cu ferestrele și acoperișurile caselor vopsite în albastru, excursii la vulcanii care încă sunt activi, croaziere cu vaporașul unde turiștii sunt invitați să admire asfințitul de soare, considerat cel mai frumos din lume.